Câștigătoare detașată a campionatului de juniori A1, Viitorul Severin a fost readusă rapid cu picioarele pe pământ la primul joc în afara județului. Nivelul este cu totul altul, mult mai ridicat, iar asta au simțit pe propria piele. În primul tur zonal eliminatoriu organizat de Federația Română de Fotbal, severinenii au pierdut drastic duminică în deplasare, la Viitorul Arad. Meciul nu a avut istoric, căci arădenii au dominat copios de la un capăt la altul și s-au impus cu 4-0. Dacă la pauză avantajul era de doar un gol, în repriza a doua severinenii nu doar că nu au găsit drumul spre poarta adversă, ci au mai scos de 3 ori mingea din propria plasă. Prin urmare, puștii severineni au părăsit prematur competiția, așa cum s-a întâmplat și în ultimele 3 sezoane.